Bună ziua, dragilor! Sunt dr. Petrache, medic diabetolog și vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături. Astăzi voi aborda subiectul hiperglicemiei. Sau, mai exact, voi încerca să vă ajut în linii mari cu 3 soluții în caz de hiperglicemie. Hiperglicemia poate fi foarte periculoasă și poate produce complicații majore care vă pot pune în pericol viața. Hiperglicemia ce depășește 24 de ore fără să scadă, după ce ați făcut un efort să o scădeți, trebuie să-i fie reclamată medicului diabetolog, singurul în măsură să vă ajute. Bineînțeles, fiecare dintre pacienții cu diabet zaharat au avut cel puțin o dată glicemia crescută și în mod sigur s-au întrebat de ce. De cele mai multe ori, fie au uitat să-și administreze doza de insulină, fie au mâncat un desert delicios, fără să realizeze cât de mult zahăr avea. Oricare ar fi fost motivul, hiperglicemia reprezintă o problemă reală și trebuie tratată. Nu este nevoie să mergeți la medicul diabetolog pentru fiecare hiperglicemie pe care o observați. Există câteva metode ce vă pot ajuta să reduceți glicemia și să o aduceți la normal. Știți foarte bine simptomele hiperglicemiei, iar dacă nu le știți, este bine să le rețineți. Sete extremă, oboseală, amețeală, vedere în ceață, stare de rău general. De asemenea, prietenii sau familia vă pot reclama și iritabilitatea ca un semn major de hiperglicemie, dar și de hipoglicemie. Cea mai bună metodă de a trata hiperglicemia este să o observați înainte de a fi prea mare. Pentru că hiperglicemia severă este mai greu de redus și vă poate da peste cap toate glicemiile din următoarele zile. Dacă urmați tratament cu insulină, va trebui să vă ajustați doza pentru a corecta glicemia. Cu toate acestea, insulina are nevoie de timp pentru a acționa. Până când insulina va reduce hiperglicemia, vă puteți simți mai bine, urmând sfaturile mele. Iar dacă nu urmați tratament cu insulină, puteți urma de asemenea sfaturile mele. În primul rând, în caz de hiperglicemie, trebuie să vă hidratați. Cu cât beți mai multă apă, cu atât mai bine. Beți cel puțin 2 pahare cu apă, unul după celălalt. Apa vă ajută să vă curățați corpul și stabilizează nivelul glucozei din sânge. În al doilea rând, faceți sport. Exercițiul fizic este un mod plăcut de a vă controla glicemia. El vă poate ajuta în caz de hiperglicemie. El crește bătăile inimii și odată cu acestea, fluxul sanguin. În acest fel, reușește să consume glucoza din sânge printr-un mecanism ce nu depinde de insulină. De asemenea, exercițiul fizic ajută la eliberarea endorfinelor, care vă vor face să vă simțiți mai bine. Încercați să mențineți ritmul cardiac cât mai sus, pentru cel puțin 10-15 minute. Verificați-vă glicemia intermitent pentru a preveni scăderea ei prea rapidă. Atenție însă, dacă glicemia a fost atât de mare încât să apară corpi cetonici în sânge, provocând cetoacidoză diabetic, nu face sport, pentru că în acest caz glicemia va crește și mai mult. În al treilea rând, vă recomand să mâncați un baton de proteine. Proteinele acționează ca un stabilizator al glicemiei și pot scădea rata de absorție a glucozei. Unul din simptomele de hiperglicemie este creșterea apetitului. Așadar, va trebui să puteți satisface foamea utilizând un baton de proteine care vă ajută și să scădeți glicemia. Aveți grijă însă să nu consumați un baton care, pe lângă proteine, să conține și mulți carbohidrați. O sursă bună de proteine este reprezentată de o linguriță de unt de arahide fără zahăr adăugat sau 100 de grame de brânză. Dar nu exagerați. Oricând simțiți că ceva este în neregulă, este foarte posibil chiar așa să fie
Exact cum simțiți. Testați-vă glicemia și faceți ceva să o aduceți la normal în cazul în care aveți hiper sau hipoglicemie. Pe termen lung, este mai bine să vă mențineți glicemia între limite decât să fiți nevoiți să trăiți cu complicațiile diabetului. Dacă nu reușiți să scăzeți hiperglicemia, nu vă jucați și nu luați în derâdere acest aspect. Hiperglicemia poate duce la cetoacidoză, o urgență medicală, ce vă poate pune viața în pericol. Adresați-vă medicului diabetolog de îndată ce observați că nu puteți scădea hiperglicemia, în mod sigur acesta va reuși să vă dea cele mai bune sfaturi. Cam atât pentru azi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în continuare întrebările la adresa de mail din descriere. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.